În viață dai de oameni care se gândesc doar la ei, când se conectează cu tine. Poți să fii și tu unul dintre ăia, dar noi suntem toți diferiți. Și oamenii au fost construiți după experimentul cu speciile anterioare. Este ca și cum Dumnezeu sau creatorii sau alienii au început cu ființele, creaturile primitive și experimentând în timpul milioanelor de ani de la începutul proiectului, au tot avansat, au făcut modificări până au ajuns la creaturile perfecte, perfecte pentru noi, că noi tot evoluăm, noi tot ne autodescoperim și deschidem anumite coduri genetice care sunt preprogramate și care ne asigură supraviețuirea speciei. Și faptul că te dai de oameni care se gândesc doar la ei, care vor să aibă de-a face cu tine numai dacă obțin ceva în urma relației cu tine, nu trebuie să te mire, pentru că acei oameni asigură perpetuarea speciei. Dacă toți ar fi naivi și ar fi buni la suflet cu inimă mare, probabil că lumea n-ar fi avansat așa de repede. Și depinde ce vrei. Deci dacă vrei viață de oraș, viață modernă, cu toate descoperirile tehnologice și științifice, și te mulțumește să ai distracție permanentă care îți dă starea aia de acțiune, de distracție, de cum să-i spun, nu am cuvântul în limba română, entertainment se numește în engleză. Deci dacă ești interesat în așa ceva, cine crezi că a creat tipul ăla de societate? Oamenii care sunt egoiști, oamenii care gândesc la bani, pentru că banul este forța motoare a societății. Și dacă îți convine tipul ăla de societate, da, trebuie să fii mulțumitor, mulțumitoare acelor tipuri de oameni care se uită să vadă cum se profită de pe cei din jurul lor. Inclusiv să profite de pe spatele naivilor. Și ăsta este proiectul, din punctul meu de vedere, așa au fost proiectați cei mai mulți oameni. Dacă dorești viață liniștită, dacă dorești calm, relaxare, și dacă toți oamenii ar fi la fel, cine ar împinge naivii și oamenii din producție, oamenii care trebuie să execute, cine i-ar împinge de la spate să facă descoperiri, să aducă la îndeplinire proiecte mari, impunătoare, cum ar fi spitale, care, de care beneficiezi și tu. Spitale, fabrici, mașina, dacă conduci o mașină. Toate astea se fac sub presiunea celor nesimțiți, celor care iubesc banii, celor care cărora nu le pasă de alții, pentru că dacă le-ar păsa de cei amărâți care lucrează la nivelul de jos, în producție sau chiar la nivele intermediare, oamenii ar profita, decât dacă sunt oameni cu bun simț, dar oamenii cu bun simț sunt o categorie mai specială. Deci oamenii normali, proiectul genetic normal este ca oamenii să se gândească la ei și dacă lași pe cei care lucrează în producție, care participă la construirea unor proiecte de care viața ta depinde și care îți asigură bunăstarea, acei oameni or să se gândească la ei și încet, încet, dacă nu sunt împinși de la spate, încet, încet acționează ca și cai,
pe care trebuie să, la care trebuie să le amintești. Și de ce vorbesc despre asta, despre codul genetic, că oamenii sunt ființe speciale. Și că trebuie să vezi cum te poți adapta. Să trăiești într-o lume complexă. Dacă te gândești la tine, doar la tine, dacă ești egoist sau dacă ești o persoană cu inimă mare, ai rolul tău. Deci e proiectul și codul genetic, care este partea fiecărei celule din corpul tău, inclusiv în creierul tău, și care te face să acționezi și să gândești în anumit fel și să ai forma și structura moleculară și biologică pe care o ai și care te face să acționezi în anumit fel. Și de ce zic asta? Trebuie să te gândești că codul genetic îți dictează construcția și capacitatea vitală, capacitatea fiecărei celule, a fiecărei glande, care îți asigură diverse compoziții biochimice, inclusiv hormoni, care îți modifică stările emoționale. Și stările emoționale și stările mentale te fac să acționezi în anumit fel, să-ți alegi anumite grupuri sociale și anumite grupuri sociale și să-ți placă anumite activități. Între timp, înregistrez locuri pe unde am mai fost. Am fost pe insula aceea, unde am filmat mii de pescăruși și alte păsări marine. Și am mai filmat în trecut ceva referitor la locul acesta. De-aia opresc de multe ori aici. Este un loc memorativ, comemorativ. Locul unui accident de mașină. Se pare că cineva a făcut modificări în zonă. Un loc trist, dar am înregistrat în trecut. Deci dacă încep să sapi în înregistrările pe care le-am postat pe YouTube, găsești și înregistrări specifice locului ăstuia. Am mers până în vale, acolo, la ocean. De fapt, am venit pe cale ferată. Da, ideea este că acțiunile mele sau ale tale, acțiunile fiecăruia, sunt dictate de codul genetic. Pentru că sunt acțiuni care sunt influențate de mediu, de societate, dar cei mai mulți oameni au posibilitatea să aleagă mediul înconjurător și societatea în care trăiesc. Și pentru faptul că avem picioare, avem tehnologie și modalități de transport, oamenii în general au fost făcuți să fie migratori, deci explorează anumite zone, le exploatează resursele sau le îmbogățesc, le utilizează eficient sau nu. După aia depinde de mediul și de condițiile meteorologice și de climă, decid să migreze. Și în felul ăsta ei au ocazia să interacționeze cu alte societăți. Și interacțiunea cu alte persoane, alte societăți, alte grupuri sociale îi face să învețe lucruri noi, să acționeze diferit. Și ei decid dacă se stabilească în noua zonă geografică sau să meargă mai departe. La fel și într-o relație. Oamenii tot caută până găsesc ceva la care se stabilizează. Asta este o zonă care e o părticică din ocean, în zona Vancouverului, se numește Howe Sound. Howe Sound, un fel de intrând în
din a oceanului în țărm. Și revenind la subiectul principal. Deci oamenii caută diverse locuri, diverse relații, diverse locuri de muncă și când simt că se potrivesc cu gândirea lor, cu corpul lor fizic, cu atitudinea lor mentală, se stabilizează. Cei mai mulți se duc la prima oportunitate, deci prima relație, primul partener și se stabilizează din lene, din diverse presiuni sociale, din religie, din aranjamente ale părinților. La fel se întâmplă când fac pasul în primul serviciu care îl găsesc, primul loc de muncă, prima școală. Deci oamenii în principiu ar trebui să fie perfect acordați, deci în tune, deci în acord cu mediul și cu grupurile sociale. Deci trebuie să simți ce este în tine. De exemplu, în cazul meu, eu sunt o persoană diferită. Și știu și mă bucur de faptul ăsta. Mă bucur că nu mă potrivesc cu marea majoritate a oamenilor. Deci nu vreau să fiu ca majoritatea oamenilor. Asta e și ideea mea. Nu vreau să fiu la fel ca majoritatea care putește în derivă și nu își dau seama ce se întâmplă în jurul lor, nici nu îi interesează decât să profite de distracția care o obțin de pe internet, de la televizor, să se ducă la serviciu, să vină înapoi, să mănânce și să aibă o viață monotonă. Deci, pentru mine, faptul că am varietate în viață și că învăț lucruri noi